Faptul că pe rând atât Diana cât și doamna Loredana s-au apropiat atât de Irina cât și de Hatice, știam că la un moment dat le va crea probleme și că nu va duce spre nimic bun. Doamna Loredana este într-adevăr o persoană care îi place să fie prezentă în toate discuțiile, a plăcut dintotdeauna să bage boțul prin gard și în continuare o face, îi place să-și exprime punctul de vedere, să participe la toate discuțiile, la toate bârfele din casă, așa că nu este deloc surprinzător iar pe de cealaltă parte, Diana a evitat tot timpul conflictele, va mai mult de atât a preferat să spună că nu este treaba ei, că nu o privește nimic din ce nu are legătură cu cuplul ei, cu Dani și a preferat tot timpul să stea deoparte de orice discuții, de orice conflict, chiar să nu-și exprime nici măcar opiniile, asta de față cu toată lumea, dar așa privind lucrurile în particular, tuturora le-a dat de de înțeles, exact cum a făcut și acum cu Irina, că ea nu are nimic cu nimeni, ea nu este conflictuală, ea nu este așa ca ceilalți. Acum ea a spus că s-a referit la toți ceilalți din casă, dar atunci, într-adevăr, văzând materialul, părea că se referea în special la doamna Loredana. Nu știu, dumneavoastră, cum ați văzut lucrurile?